Noile ornamente vor fi fixate în locul celor degradate, cu ancore din fibră de sticlă, încastrate adânc în pereții fațadei. Odată montate, sunt finisate și vopsite cu materiale speciale care să reziste la acțiunea destructivă a mediului salin. De noi, dacă ne uităm în ansamblul lucrării, 90% din paramentul fațadei este în plin proces de demolare, deci practic se decapează fațada și se realizează o tencuială nouă, urmând a fi montate elemente noi de ornamentație după releveul de arhitectură ale vechilor elemente de ornamentație. O clădire de patrimoniu, o clădire monument, clasată ca fiind clădire de patrimoniu, ea suferă niște lucrări de întreținere, nu doar de restaurare, care sunt menite să țină într-o formă fizică bună această ornamentație. Constanțenii sunt încântați că în sfârșit edificiul de la malul Mării Negre va fi restaurat. Cum vedeți faptul că se restaurează în sfârșit? E un lucru bun, așteptăm de mult să facă lucrul ăsta, dar ne bucurăm că e bine și acum, mai, cum să spune vorba aceea, mai târziu decât niciodată. E un lucru bun, pentru că dacă lăsat de izbeliște, se vindea ca de obicei pe 2 lei. E un simbol al orașului Constanț. Da, asta este emblema noastră a constanțenilor, ne mândrim și noi cu el. Și sperăm cât mai repede să dea drumul, să ne plimbăm, să fim cum am fost odată. Una dintre cele mai sensibile zone este fațada clădirii. Probe de tencuială, finisaje și ornamente au fost trimise în laboratoarele din Austria și Germania, pentru ca restaurarea să poată fi făcută doar cu substanțe ce vor rezista. În paralel cu restaurarea ornamentelor de pe fațade, se lucrează și la cele din interior.